implicați, repet ce am spus la început, bine ați venit la Botoșani, bine ați văzut ceea ce se întâmplă frumos și drag aici la noi. Am afirmat public că nu vom ține unitatea de primiri urgențe închisă, ci îi vom da drumul imediat ce vom avea avizele necesare. Și iată că am obținut autorizația de la Direcția de Sănătate Publică și chiar dacă suntem în această situație iar dificilă din punct de vedere pandemic, noi ne-am ținut de cuvânt și am spus, am terminat lucrările, am obținut autorizația și iată că astăzi redeschidem această unitate de primiri urgențe. Noul UBU este un proiect implementat de Consiliul Județean Botoșani, un proiect în care foarte puțin mai credeam. Dar iată că împreună, cu o echipă de oameni foarte buni și foarte profesioniști, am reușit să transformăm acest proiect în realitate. În prima parte a anului 2021 am finalizat procedura de achiziție publică. Lucrările, de o complexitate ridicată, s-au efectuat într-un ritm rapid, în condițiile pandemice din acea perioadă. Au fost foarte multe obstacole în realizarea acestui proiect, le-am depășit, așa cum spuneam, cu determinare și cu aplicarea asupra tuturor problemelor care au apărut pe parcursul acestui proiect. Valoarea totală a investiției este de 12,5 milioane de lei, adică 2,5 milioane de euro. Din această sumă, 6,6 milioane de lei reprezintă finanțare cu fonduri europene prin programul operațional regional, 4,9 milioane de lei este partea de contribuție pusă de Consiliul Județean Botoșani, la care se adaugă, bineînțeles, ajustările pe care ar trebui să le facem pentru ca constructorul să nu părăsească șantierul. Iar Spitalul Județean de Urgență Mavromatic a mai venit cu încă o sumă de 1 milion de lei pentru partea de dotări, să-i spunem, și mobilier, care nu erau prinse în proiectul inițial. Prin acest proiect, unitatea de primiri urgențe a fost dotată și cu aparatură de ultimă generație în valoare de 1,2 milioane de euro. Investițiile în UCU vor continua și în perioada următoare, pentru că chiar în aceste zile suntem în plină procedură de achiziție pentru partea de mobilier, pentru partea administrativă. Și sperăm ca deschiderea ofertelor care va fi făcută în data de 8 august să ne aducă ofertanți, să fie serioși și să putem să închidem acest proiect. Pentru că proiectul a avut două componente. Partea de construcție, modernizare și extindere și partea de achiziție mobilier și aparatură de urgență. Împreună cu echipa pe care am creat-o la Consiliul Județean și aici, la Spitalul Județean de Urgență Mavromatic, am militat și milităm în continuare pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale oferite botoșănenilor. Și am creionat o strategie de la bun început. Pe primul loc am pus dezvoltarea și modernizarea spitalelor prin investiții noi. Pe al doilea loc, achiziția de aparatură medicală modernă și nu în ultimul rând, refacerea resursei umane. Nu întâmplător, pe primul loc am așezat dezvoltarea și modernizarea spitalelor prin investiții majore. În acest moment avem proiecte finanțate de Compania Națională de Investiții în valoare de 20 de milioane de euro și aici vorbim de construcția unui laborator de microbiologie în curtea secției exterioare de infecțioase. Pe de altă parte vorbim de construcția noului ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi, care va fi construit aici, în curtea Spitalului Județean Mavromatic. Și nu în ultimul rând, vorbim de extinderea, modernizarea și extinderea secției de oncologie. Într-un an și jumătate, împreună cu echipa, am arătat că avem capacitatea administrativă de a scrie și de a implementa proiecte în aceste perioade grele. Așa, după cum bine știți, pentru că am discutat cu dumneavoastră și vă mulțumim frumos pentru tot suportul și tot sprijinul, avem în acest moment 3 proiecte mature, foarte importante pentru sistemul de sănătate botoșenean. Și pentru că aceste 3 proiecte, care însumează valoarea lor totală este de aproximativ 110 milioane de euro, nu au fost prezentate botoșenenilor,
Se cuvine ca astăzi, în două, trei cuvinte, să le prezentăm și botoșănenilor, pentru că dumneavoastră vi le-a prezentat și le cunoașteți. Pe monitor puteți privi, primul proiect este cel al Spitalului de Pediatrie. Este un proiect în valoare de aproximativ 52 de milioane de euro, care include atât construcția noii clădiri, cât, bineînțeles, și toate dotările necesare, la standardele actuale, bineînțeles. În prezent, secția exterioară de pediatrie funcționează în clădiri foarte vechi, care nu mai asigură standardul vremurilor pe care le trecem în această perioadă. Cel de-al doilea proiect are adresabilitate către secția de psihiatrie. Este un proiect generos, în valoare de 39 de milioane de euro și, de asemenea, include construcții noi și, bineînțeles, partea de dotări. Unitatea funcționează în sistem pavilional, iar pentru asigurarea actului medical și asigurarea funcționării clădirilor se fac eforturi continue. Și secția de pediatrie este tot separată. Iar cel de-al treilea proiect pe care l-am construit în această perioadă este cel pentru spitalul din orașul Săveni. Are o valoare de 17 milioane de euro. Secția externă de la Săveni deservește aproximativ un sfert din populația județului, mai exact orașul și toate comunele limitrofe din zona de nord-est a județului nostru. Iar acest spital nou ar putea prelua toți pacienții din această zona județului și ar ridica presiunea de pe corpul central al Spitalului Județean Mavrovate. Așadar, avem proiecte mature, încercăm de comun acord să găsim pârghiile de finanțare și faptul că astăzi am demonstrat încă o dată că se poate și în condiții vitrege să avem investiții, sperăm ca împreună să găsim cele mai bune soluții să implementăm aceste proiecte. Vreau și se cuvine să mulțumesc în egală măsură tuturor celor implicați în acest proiect, începând de la constructori, diriginte, avizatori, echipei de proiect, echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Mavrovate, echipei de conducere a unității de primiri urgențe și tuturor acelora care au avut un cuvânt de spus în implementarea acestui proiect generos. Vă mulțumesc tuturor și iată că atunci când ne dăm mâinile împreună, realizăm lucruri frumoase cu și pentru botoșănenii noștri. Mulțumim încă o dată, domnule ministru, că sunteți alături de noi și vă invit să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc!